Acțiunile polițiștilor locali împotriva cerșetoriei au continuat și în aceste zile. 56 de persoane au fost preluate din stradă. Cetățenii sunt rugați să nu ofere bani cerșetorilor, încurajând astfel lenea și lipsa de respect. Cele mai multe persoane au fost preluate din intersecții și din zona gării de nord. De asemenea, poliția locală Timișoara acționează pe această linie ca urmare a constatărilor din teren, dar și ca urmare a sesizărilor unor cetățeni care au reclamat faptul că persoanele care apelează la mila publică le creează disconfort prin faptul că sunt foarte insistente, uneori chiar agresive. Totodată, Centrul de Asistență Socială Timișoara oferă posibilitatea cerșetorilor de a rămâne acolo până la trei ani, timp în care vor beneficia de care cazare, masă și asistență medicală în mod gratuit, aceștia putând să se încadreze în câmpul muncii, însă aceștia refuză să rămână în centru și se întorcă în stradă în aceeași zi.